Mii de olteni au murit anul trecut. Pentru cei mai mulți dintre ei, aparținătorii au primit ajutor de înmormântare. Nivelul ajutorului primit a variat în funcție de statutul decedatului. Pentru pensionari și asigurați, suma oferită de stat se ridică la 5.400 de lei. În cazul membrilor familiilor acestora, sprijinul primit este la jumătate. În anul 2020, instituția noastră a acordat un număr de 6.010 ajutoare de deces, în sumă de 31.900.101 lei. Potrivit reprezentanților Casei Județene de Pensii Olt, cele mai multe ajutoare de înmormântare au fost solicitate pentru decesul pensionarilor. Sprijinul acordat de stat a fost solicitat în general de copiii vârstnicilor sau de soțul supraviețuitor. 5.585 au fost ajutoare urmare decesului pensionarilor, 191 de ajutoare urmare decesului asiguraților și 234 de ajutoare urmare decesului membrilor de familie ai pensionarilor și asiguraților. Plățile s-au făcut de cele mai multe ori în aceea zi cu depunerea cererilor și a documentelor solicitate pentru acordarea acestui sprijin.